Selona Paus Olimpiada, chestelo na eho protihesi. Pentru Bianca și George, limba greacă înseamnă, în primul rând, o mare pasiune. Timpul liber nu l-au dedicat distracției, ci studiului, așa că se pot lăuda că, pe lângă engleză și franceză, vorbesc fluent și limba greacă. Totul a început în gimnaziu, când profesora de istorie ne-a ajutat să descoperim tainele și am început să învăț să scriu, să citesc. Este un lucru destul de dificil, dar mi-am dat interesul și totul a fost în regulă. Bunica mea este născută în Grecia și a venit în România în timpul războiului civil și, crescând cu ea, era imposibil să nu învăț și eu. E dificilă? Destul de dificilă. Mie nu mi se pare atât de dificil să vorbesc pentru că am învățat de mic, dar să scriu e destul de greu. Dornici să învețe cât mai multe sunt și elevii pasionați de limba germană. Cunoașterea cât mai multe limbi străine îi va ajuta pe viitor, atât în plan profesional cât și personal. Din clasa 5-a studiez germană. În primii 4 ani, până între 8, am făcut 2 ore pe săptămână, iar acum sunt la clasa de bilingv germană din 3 ani. Am 6 ore pe săptămână. Bunica mea este în Austria și, având limba maternă germană, aș vrea să vorbesc cu ea în germană. La nivel de județ sunt trimiși, pleacă 4 elevi, 2 sunt de la Orșova, 2 sunt din Severin, de la liceul Traian. Anul acesta, lotul mehedințiului la Olimpiada de Limbi Moderne este compus în mare parte de elevii Colegiului Național Traian. Spaniola este favorita mea, materia mea favorită. Încerc în fiecare zi să aloc câte 2 ore, pentru că este foarte important, mai ales acum că am ajuns la națională. La faza națională mă duc sperând să obțin un rezultat destul de bun, care să-mi facă și profesorii mândri și școala. Suntem mândri că avem reprezentanți la toate limbile moderne pentru faza națională. Unii dintre ei aș remarca în mod deosebit pentru faptul că s-au pregătit singuri, cum sunt elevii de la limba greacă. Olimpiada Națională la Limbi Moderne se va desfășura în luna aprilie. Anul acesta, 9 elevi de la Colegiul Național Traian vor reprezenta județul la competiția pe țară.